Se Da. poate începe? Cred că da. Bun. Atunci, dați-mi voie să-mi intru în atribuții și să-l invit pe domnul Florin Gabriel Petică să ne povestească despre transformări ale spațiului aulic, curtea domnească din Târgoviște, cu referirea, după cum specifică, subtitlu sau continuarea titlului, Bisericile. Da, poftiți, domnul Petică. Da? Da? Pornim? Domnul Petică nu poate fi conexat. Are microfonul închis, nu știu dacă realizează. Mai bea cafea poate încă. Da. Da. Se aude? Domnul Petică? Nu știu dacă a apărut PowerPoint. Da, vă aud. Bun, încercați să vă conexați, da? Dar nu mi apare. E, da. Ce să mai Da, povestim? încerc să. Da. Dar nu știu. Mai devreme se vedea ceva. Bun. Se vedea ceva? Da. Da, se vede acum? Nu, nu se vedea, cred că e vorba Acum de e ok, se conexiunea vede? ta la internet. Se aude? De auzit se aude, nu avem imagine. Se aude? Se aude, da. Vă auziți. Nu se Numai nu aude? avem acum și ceva imagine. Începe să nu-mi fie deloc rușine că am 70 de ani și nu mă pricep la asemenea scule. Da. Vă rog să aveți acum și imagine, aveți și sonor, Mulțumesc, am înțeles. încercați să Mulțumesc, mulțumesc. intrați pe rol. Mulțumesc. În iarna anilor 1395-1396, un scutier și stăpânul său, ambii din Bavaria, traversau de la est spre vest țara românească, în drum spre Ungaria. În memoriile sale, scutierul, pe nume Johann Schilfeder, scria că a trecut prin cele două capitale ale țării românești. Unul dintre aceste două orașe era Târgoviște, care primea astfel, prin mențiunea cruciatului bavarez, certificatul istoric de naștere. Era perioada de timp în care tronul țării era disputat și împărțit de Mircea cel Bătrân și Vlad, zis și Uzurpatorul. Capitala ultimului era la Argeș, scaunul legitim al domniei. Însă, în acea perioadă și Târgoviște era, după cum aflăm din memoriile lui Schilberger, o capitală. Acest statut al orașului de pe Ialomița ar fi trebuit să atragă mai mult atenția istoricilor și arheologilor față de importanța acordată de aceștia în schimb vechimii acestui orașului în anul 1396. Din perspectivă arheologică, această informație trimite la niște realități anterioare anului 1396. Ca atare, o capitală trebuie să îndeplinească anumite condiții și presupune o serie de acumulări realizate într-o perioadă de timp nu tocmai scurtă pentru a primi acest statut. O poziție strategică, atât militar cât și economic, o populație care să desfășoare activități specific urbane, o rețea de drumuri necesare aprovizionării și transportului. Aceste acumulări nu se petrec foarte rapid, au nevoie de timp, de sprijin, de investiții. Trebuie să fie, mai bine zis, un oraș al domniei, orașul domniei mele. Iar Târgoviște a fost o perioadă de timp însemnată per la coroanei țărilor române. Un alt element indispensabil istoric capital este arhitectura. Capitala nu este o tabără militară și nici nu trebuie să credem că Târgoviștea s-a născut vreodată dintr-una. Capitala din 1396 presupune existența unei reședințe domnești, a unui program arhitectural care să facă sau să funcționeze diferența între principe și stupuri. Indiferent de aspect, de mărime, de materiale de construcție folosite,
acestea trebuie să corespundă unor standarde minimale ale epocii. O locuință cu spații private și publice, o biserică, anexe gospodărești necesare, o incinită garnizoană. Nu în ultimul timp, ci în permanentă evoluție, o ideologie. De la acest limit se poate începe istoria unui spațiu aur. Drumul sigilurilor curții românești-târgoviștene de la primul său tipă din secolul al XIV-lea și până la Constantin Târgoveanu a fost lung. Curtea a cunoscut multe etape de prefacere. Istorici, arhitecți și arheologi au încercat să le descopere în documentele scrise, să le identifice în resturile de paramente, să le așeze într-o ordine cronologică, să înțeleagă amplasamentul, relația dintre clădiri, confortul, cultura materială. Istoria spațiului aulic s-a clădit istoriografic ca și spațiul aulic însuși. Așa cum se păstrează astăzi, într-o situație oarecum fericită de prezervare arheologică, aș adăuga, zidinile fostei reședințe principale a Țării Românești, cuprind cel mai reprezentativ model de evoluție arhitecturală aulică medievală din spațiul extracarpatic, care poate fi observat și cercetat în situ. O deconstrucție tematică este cumva obligatorie pentru o reconstrucție a istoriei spațiului aulic. Aproape fiecare funcție a complexului aulic este reprezentată de o arhitectură. În funcție de aceste caracteristici principale, am considerat că trebuie concepută istoria spațiului și mediului aulic târgoviștean. Un spațiu aulic care se delimitează cumva agresiv de cel urban prin succesive amenajări defensive, al căror principal scop era apărarea în fața unei amenități ce nu venea sigur din partea orășenilor. Un spațiu aulic în care statutul domniei este reprezentativ prin arhitectura palatială, a cărei evoluție poate fi la fel de bine observată. Mărimea și organizarea spațiului intern al palatului sunt centri vizibili ai unui ceremonial, ai unei ordini funcționale interne, al unor trasee care se modifică, se ramifică, sunt interzise sau sunt deschise în funcție de proximitatea față de timp. Bisericile de curte, prin arhitectură, prin funcțiile și cronologia aparițiilor, sunt un indicator foarte bun pentru raportul între privat și public, pentru relațiile curții cu orașul, ale domniei cu boierii și nu în ultimul rând, cuprind în ele, prin esența unor reprezentări, ideologia puterii. Baia domnească, privatele sunt elemente ale unui confort, un decor natural ca alternativă firească a unui interior, unui claustrat, este oferit de grădinile domnești. Cadrul natural aproape că lipsește din motivele pentru care domnia, se spune, optează pentru o anumită reședință. Toate aceste elemente ale spațiului aulic, enumerate și descrise foarte sumar mai sus, trebuie analizate în toate aspectele și particularitățile lor. Nimic nu apare, nu se construiește la întâmplare, toate elementele sunt în relație de funcționare unele cu celelalte. Transformările multiple ale spațiului aulic ne permit să urmărim relația principiului cu propriul spațiu, relația supușilor cu principele în același spațiu. Cu alte cuvinte, avem de-a face cu istoria unui sistem. Curtea nu este doar arhitectură, ci și un sistem social al unor relații. Acesta este sistemul aulic. Am ales să încep acest demers cu istoria bisericilor de curte, nu pentru că biserica a fost nucleul în jurul căreia s-a articulat sistemul aulic, ci pentru simplu motiv că a existat o mobilitate mai mare a acestor construcții în cadrul spațiului reprezentat de închisa reședinței domnului. Amplasamentul ales de închisor pentru edificare dă măsura transformărilor pe care încercăm să le explicăm astăzi. De aceea consider că un scurt istoric al curții și al cercetărilor arheologice ar fi necesar. Am să încerc să mă rezum la 15 minute de prezentare, astfel încât eventualele intervenții să aibă la dispoziție o perioadă de timp cel puțin egală cu cea prezentă. Prima mențiune a orașului, cea din anul 1396, din surse istorice externe și cea din 1403, provenind din cancelaria domnească, ambele datând din anul de domnie Eminice cel Bătrân, și-au pus amprenta solidă asupra identificării istoriei orașului Sicur. Cercetările arheologice, începute în anii 30 din Virgiliu Drăgicean
și reluate în anii 60 sub coordonarea lui Nicolae Constantinescu, au stabilit că prima etapă aulică se datează tot în vremea lui Mircea cel Bătrân, fază ulterioară a anului 1394. Tot pe teritoriul Curții se înregistrează o locuire anterioară nucleului aulic, pusă pe seama habitatului urban. Prin multitudinea de secțiuni, deci avem și o planșă, după cum vedeți, acestea sunt amplasamentul secțiunilor. Prin multitudinea de secțiuni plasate în toate zonele de interes ale Curții Domnești, au fost stabilite principalele etape de evoluție ale Curții, în deplin acord cu fundamentalele informații provenite din izvoarele istorice scrise. Această bună relație între documentul scris și izvorul arheologic funcționează foarte bine doar în condițiile în care cercetarea arheologică este suficient de avansată într-un sector de cercetare, iar documentele sunt analizate în scris. Există și cazuri în care cercetările arheologice au contrazis documentele, iar la Curtea Domnească din Târgoviște acest lucru s-a și probat. Până la campanie au fost stabilite mai multe, s-au stabilit trei etape principale de cercetare arheologică, perioada lui Virgiliu Tăticianu, dintre anii 1934-1938, etapa 1961-1986 și etapa actuală, care încă își mai, în care ne desfășurăm activitatea, care a început în anul 2012. Vom vorbi acum puțin despre etapa din între anii 1961-1986, pentru că este o etapă în care cercetarea arheologică a fost foarte importantă, după cum am spus, pentru stabilirea unor etape istorice principale ale Curții. Însă, în anul 1986, au fost realizate câteva descoperiri arheologice foarte importante, care l-au determinat pe coordonatorul săpăturilor arheologice să redateze toate complexele descoperite până atunci. Lucru care s-a întâmplat printr-un articol publicat în anul 1987, însă în anul 1986 a fost și ultima campanie arheologică a domnului Constantinescu la Curtea Domnească din Târgoviște, iar lucrurile au rămas, evident, într-un suspans interpretativ, să spunem. Acestea sunt cele trei biserici, și aici le puteți vedea foarte bine amplasamentul în interiorul zidurilor din Curtea Curții Domnești. Vorba de Paraclisul Domnesc, care a fost datat în secolul al XIV-lea. Aceasta este și etapizarea, dați-mi voi să citesc, debutul propusă de Nicolae Constantinescu, debutul centrului rezidențial se datorează lui Mircea cel Bătrân după anul 1394-1395. Ca atare, Paraclisul poate fi datat după 1395, în opinia lui Nicolae Constantinescu. Pe același loc a existat un habitat urban anterior edificării Curții, iar după 1394, în urma descoperirilor arheologice din anul 1396, apare și prima construcție aulică. Este această mică construcție de sub 100 de metri pătrați, cu o pivniță, care a fost interpretată în toamna târzie a anului 1986, ca fiind curtea lui sau Palatul, casa numărul 1, așa a fost ea cunoscută istoriografic, ca fiind reședința lui Mircea cel Bătrân și a urmașilor săi, până când domnul Constantinescu a reușit să dateze Palatul Mare în vremea lui Vlad Dracul. Ca atare, în anul 1440, este datat Palatul Mare Domnesc și Palatul Mare Domnesc și turnul Indii. Paraclis. Aici avem și o imagine eliană a ruinelor Paraclisului Curții și a Curții și a turnului Indii.
Paracrisul, nu știm, că nu am identificat un document în care asta apare în cu Cramul, este numit Biserica Doamnei sau Biserica Veche și amintită mai ales în izvoarele, în documentele de secol 17 și 18, ea își încheie existența, Paracrisul își încheie existența la începutul secolului al 19-lea. Și așa cum spuneam mai devreme, a fost datat în vremea lui Mircea cel Bătrân. Vom vedea dacă lucrurile au stat așa. Aici avem o perspectivă arhitecturală, planul și RLV-ul și amplasamentul unor secțiuni arheologice realizate în cadrul săpăturilor din campaniile 2016 și 2017. O scurtă prezentare și a felului în care se prezintă astăzi în biserica Sfânta Vineri, cu planul și RLV-ul realizat de către arhitect. Aici avem și dispunerea săpăturilor arheologice din etapa Gheorghe Cantacuzino și Gheorghe Olteanu. Cea de-a treia biserică a Curții este Biserica Mare Domnească, care a fost datată în perioada domniei lui Petru Cercel, un aspect care se exere și el discutat la rândul de o perspectivă aeriană asupra Bisericii Mari Domnești. Revenind la Paracris, trebuie să amintim faptul că Nicolae Constantinus, în urma puținelor săpături pe care le-a efectuat în zonă în perioada când era controlatorul cartierului arheologic, a postulat faptul că nu a existat niciun anterior, niciun alt locaș de curs după această biserică și că atare concluziile sale pe care își întemeiază sau datarea erau foarte ferme. Se știa că biserica se fundează pe un teren acoperit de un strat masiv de molos provenit de la o ipotetică locuință A, eventual și de la alte construcții. Pentru noi devine evident faptul că, indiferent de interpretările și datările propuse în acea fază a cercetărilor, mă refer la anul 1986, construcțiile de zide pe teritoriul puțin numeroase de altfel, după urmele lăsate, se succes cumva pe același amplasament într-o ordine logică, înlocuindu-se unele pe celelalte. Noile descoperiri din anul 1986 l-au determinat pe Nicolae Constantinescu să reevalueze cronologia etapelor de evoluție aulică, astfel că Mircea cel Bătrân devine acum titlul acelei mici locuințe descoperite, iar Palatul cel Mare, care are o suprafață pe fiecare nivel de aproape 900 de metri pătrați, este redatat pe baza unei monede atribuite sau descoperite într-un strat pe care el îl consideră aparținând de domniului Vlad Dracul, ca atare Palatul cel Mare este acum atribuit domniului lui Vlad Dracul. Acum revenim la noile descoperiri arheologice din noua etapă inițiată în anul 2012. În jurul bisericii Paracrisului din anii 60 au fost descoperite mai multe morminte, 7 morminte, iar în timpul cercetărilor arheologice, din anii 2014, 2015 și 2016, au mai fost descoperite încă 12 morminte, între care unele erau suprapuse de fundațiile bisericii. Cea mai importantă descoperire, prima care a făcut ca întregul sistem de cercetare să se schimbe, a fost o secțiune plasată în naosul actualului Paraclis, iar sub un nivel de distrugere au fost identificate trei morminte. Ori după cum știți că în interiorul altarului nu se practică înfumări, era evident faptul că ne aflăm în fața unui orizont nou, adică unui cimitir care era mai vechi decât biserica Paraclis, ca care puteam să prezumăm existența unui lăcaș de cult anterior lăcașului de cult Paraclisului de azi, care fusese datat
de Nicolae Constantinescu în anul 1415, în vremea din Mircea cel Bătrân. Cele trei morminte aparțin unei fetițe, din care din mormântul care a fost prelevat un cercel, și două morminte de adult, iar singurele obiecte de inventar funerar era câte un inel la fiecare mormânt. Le puteți vedea aici, pe mormântul 2 din 2014 și mormântul 4 din, mormântul 3 din 2015. Și ca atare ne-am structurat întreaga cercetare prin deschiderea unor suprafețe mai mari de cercetare dispuse, după cum vedeți, în jurul bisericii și în jurul turnului Cinghia, pentru a putea, în primul rând, să interpretăm noile descoperiri și să vedem dacă cimitirul nostru descoperit, dar și mormintele descoperite de Nicolae Constantinescu aparțin unui singur orizont de înfumări, și anume un orizont de înfumări anterior specificării bisericii paratice. Cum majoritatea intervențiilor pe care le-am realizat o să fie regăsite în materialul scris, precizez acum faptul că toate descoperirile arheologice din suprafețele cercetate au dus către o singură concluzie, anume că biserica actuală a fost construită în urma sau posterior unui dezastru care a cuprins curtea domnească, iar majoritatea monedelor descoperite în nivelurile de nivelul de construcție al bisericii, dar și cele anterioare, sunt niște vartii de la perioada ultimă de domnia lui Ludwig von der Luxemburg, monede emise în perioada 1430-1437, iar orizontul cronologic de distrugere al unor clădiri anterioare paratici datează din anul 1442-1443, atunci când documentele istorice confirmă faptul că Târgoviștea a fost arsă și distrusă în cadrul conflictelor dintre Ioan de Hunedoara și trupele turcești care erau în țara României. Alte câteva morminte care sunt distruse sau au fost deranjate de către fundația turnului Cinghia. Un mormânt foarte interesant, la fel suprapus parțial de către turnul Cinghia, este un mormânt ulește de deasupra. În partea de nord a bisericii am descoperit un capo din care nu se mai păstrează decât trei laturi, a patra latură fiind distrusă de titlul de nord al bisericii actuale. Sunt elemente care, fără nicio îndoială, arată faptul că undeva în această zonă, fără a intercepta fundații sau altele, fără a exista un lăcaș de cult anterior. În interiorul bisericii am mai descoperit în campania anului 2017 un complex, o amenajare de spete și iată că una dintre pietre au fost descoperite patru monede care au fost identificate, care se datează în prima parte a domniei lui Mircea cel Bătrân. Acest complex este cel de asemenea anterior bisericii Paratus. Îi mulțumim domnului Adrian Unică pentru faptul că a depus eforturi. Noi am intrat în legătură cu Institutul de Fizică Atomică Poia Culurdei și am reușit să plasăm câteva probe, atât de mortar cât și de restul meteorologice, probe care au fost prelucrate și pentru cel mai vechi mormânt, în 2014, măsurătorile de carbon 14 au indicat faptul că există o mare probabilitate, să spunem 99,7%, ca mormântul acesta să fie cuprins într-un orizont cronologic cuprins între anii 1215-1398. Cum desigur nu ne putem gândi la secolul al XIII-lea, mormântul datează din secolul al XIV-lea,
Și vine ca o confirmare a faptului că orașul Târgoviște și Curtea Domnească trebuie să fie considerat ca aparținând unei perioade de timp anterioare lui Mircea cel Bătrân. Un alt mormânt descoperit tot în cimitirul anterior paraclitului este cel datat tot în perioada 1281-1417, în vremea lui Mircea cel Bătrân. Dar trebuie să precizez faptul că după 1443, când se construiește biserica Paraclit, nu s-au mai practicat înmormântări în cadrul sau în jurul noi biserici. Aceste înmormântări au avut loc în jurul unui noi biseric, biserica Sfânta Vină, care a fost construită într-o altă zonă a Curții Domnești. Alte elemente care atestă existența unui lăcaș de cult anterior în zona Paraclitului, o monetă de la Dan al Doilea care a fost găsită între rosturile unui fragment de paviment aflat la o portă mai joasă decât pavimentele din peiții Paraclit, urme de arsură și urmele unor pari descoperiți în cercetările din interiorul bisericii. Bun. O să rețin la o fotografie pentru a putea vedea relația sau dispunerea amplasamentul bisericilor în cadrul Curții Domnești de la Târgoviște. Aici vedem Biserica Sfânta Vină, care este un monument care a fost încadrat arhitectural în secolul al XV-lea, confirmare care a fost primită și din partea cercetărilor arheologice, iar prototipul este considerat ca fiind paraclisul Curții Domnești în lumea viața apropiere. Cercetările au avut loc acolo în anii 67, în interior, februarie 1968, în exterior și în anii 2018 și 2020. Biserica Sfânta Vină și curtea sa au fost totuși atribuite sau considerate ca fiind un ansamblu de sine secător, separat, diferit și despărțit de curtea domnească, dar legat de familia domnitoare. A fost considerat ca o mică curte feudală care era formată din casă, biserică, vis și șanț, chiar impusă pe seama familiei Drănoșchilor, opozanța familiei Drăgulescu. Desigur, aceste interpretări din punctul nostru de vedere nu sunt destul de susținute. Eu cred că s-a produs în condițiile, să spun, transformărilor aulice din anul 1440, pur și simplu a apărut o nouă biserică, pentru că în jurul bisericii Paraclit nu s-au mai putut face înmormântări, datorită aparițiilor unor ziduri de încinte și ulterior a turnului Sfântului, astfel încât cimitirul s-a mutat în zona Sfânta Vineri, acolo unde ar fi fost construită biserica. A treia biserică a Curții este Biserica Mare Domnească, care a fost, conform documentelor și istoriilor, construită în vremea lui Petru Cercel. Este o biserică de tip bizantin, cu o formă de cruce dreaptă înscrisă, o biserică de proporții îngrijite, în raport cu Palatul Mare Domnului. Aici avem și o fotografie a Eugena Bisericii Mare. În ciuda, să revenim la Biserica Sfânta Vineri, să remarcăm faptul că în ciuda existenței unui închide cu tot de intrare, este vorba de un zid care dispoarte curțile, Curtea Sfântei Vineri o considerăm că aparține Curții Domnești, accesul în interior, făcându-se printr-o poartă mică cu turn deasupra, amenajată în zidurile din curte de pe latura de sud. În interiorul curții se mai aflau pe lângă biserică și cimitir diverse construcții ridicate de-a lungul timpului, unele incendiate, iar mare parte din spațiu era pavat cu piatră de râu, așa cum descoperirile arheologice au provat. Despre Biserica Mare Domnească se spune faptul că apariția sa, ca și cea a apariției Petru Cercel, este rodul unei noi concepții
de viața aurică și mai ales a ideii de reprezentativitate. Ideea de spațiu auric capătă mai mult sens în secolul al XVI-lea. Sunt promotorul acestor transformări, prezumat a fi pentru Cecel, organizează spațiul reședinței după criterii noi în care arhitectura devine sau capătă și accentă ideologică. Biserica mare domnească, de plan bizantin, de proporții echilibrate în raport cu Palatul Domnesc, domina intrarea în reședința domnească. În rezumat, pentru a mai lăsa și timp de discuții, dacă mai le avem, spunem că lucrurile au stat în felul următor, iar desigur argumentația va veni din articolul de scris, că la nord de palat, deci la nord de Palatul Domnesc, la nord de Palatul Domnesc, transformările petrecute în partea centrală a spațiului auric au determinat, așa cum am văzut, atât demontarea sau demantelarea unui lătaș de cult, cât și încetarea practicii înfumărilor. În acest sens, una dintre noile măsuri care trebuia în mod direct asumate de către respectivul comanditar era edificarea într-un nou spațiu a unei alte biserici de culte. Este în mod logic unul dintre argumentele care ne îndeamnă să considerăm că apariția bisericii Sfânta Vineri este consecința directă a transformărilor din zona centrală a reședinței domnului. Amplasamentul ales este și el în măsură să confirme această ipoteză, marginea terasei de sud-est și posibilitatea de extindere a simțului. Cercetările noastre abia încheiate din anul 2020 au surprins în zona bisericii urmele unor complexe arheologice, e vorba de mai multe vetre care sunt încetează existența către jumătate secolului al XV-lea. Ar putea fi vorba chiar de perioada de timp în care se ridica biserica Sfânta Vineri. Un alt argument important vine din zona materialelor de construcție folosite. Este vorba de un anumit tip de cărămidă de format mare, care s-a folosit atât la, la construcția bisericii Sfânta Vineri, cât și la opera golurilor Sfântorului, deci la construcția turnului Sfântului. Prin apariția bisericii Sfânta Vineri, sectorul care a îmbrăcat cu ziduri de apărare Palatul și Paracletul, maximizând ofensiva reședinței și reducând la minim spațiul de reprezentativitate din Sfântă, a reprodus în alt loc cu aceeași funcție aurică spațiul social anterior răpit curții vechi. Vom avea începând cu acest moment două biserici, Paracletul Palatului și Biserica Puternilor. Domnul Petică, da. Ultima frază, vă rog. Fără îndoială, contribuțiile cercetărilor arheologice de la Curtea Domnească din Târgoviște reprezintă pași importanti pentru o înțelegere mai bună în evoluție spațiului auric român. Noi vă mulțumim. Din păcate, ați folosit întregul timp care a fost alocat și eu aș fi avut unele lucruri să vă pomenesc, dar trebuie să trecem mai departe și o să-l rugăm pe poate că la sfârșit, dacă ne rămâne timp de discuție, aș fi extrem de fericit să mai putem discuta. Îl invit pe domnul Radu Cârciumaru să ne comunice o ipoteză privind datarea primei frește din Biserica Domnească a Târgoviștei în vremea lui Mircea Turcitul. Vă rog! Vă mulțumesc. Și eu, la rândul meu, nu credeam să am, dar am ceva probleme. Aveam niște imagini. Din păcate, mi-este greu să le prezint. Ele nu sunt indispensabile. Am să vă prezint comunicarea. Cronica Murat. Să vedem dacă vă vedem. În primul rând, ar fi măcar atât să vă vedem. Nu știu, eu am video pornit, nu știu care este. Ceilalți participanți vă văd? Nu. Ceva se întâmplă. Am mai pornit încă o dată. A rămas blocat o imagine pe domnul Florin Petică. Petică, pardon, scuzați. Vă datorez un purcel, domnul. Acum este în regulă? Nu,
Nu știu care este cauza. Imaginea la mine este pornită. Probabil este vorba de conexiune. Am să încep totuși expunerea. Sper că mă auziți. De auzit, mă auzim, asta. Dar bun. Are imagine. Da. Cronica murală de la Biserica Mănăstirii Bucovăț, titoria Crucerului Stepan, un boier credincios al voievodului Alexandru II Mircea, înregistră nașterea unui domn ce nu va fi uitat de istorie. Când s-a născut Mihnea Voievod, fiul domniei mele, 1565, și s-a născut în ziua Sfântului Dimitrie. După mai bine de un deceniu, tânărul vlăstar domnesc ajungea în fruntea țării. Părintele său, Alexandru II Mircea, grav bolnav, ceda în vara anului 1577 puterea fiului său. Marele vistier Mitrea obținea în urma unei solii ce pare să fi plecat înainte de moartea lui Alexandru Voievod. Scaunul de domnie din partea sultanului Murad al III. Tutela conservatoarei sale mame, Ecaterina Salvareso, Mihnea a primit o educație strictă în spiritul și valorile creștine. Rămâne relevant un episod din tinerețea sa, atunci când doamna țării românești nu a fost de acord cu venirea în anturajul curții de la Târgoviște a propriei surori, Maria, de teamă că nu va fi acceptată într-un mediu profund ortodox. Mihnea a înlesnit pe de altă parte vizita în Valahia între anii 1586-1588, a numai puțin de trei patriarhi ecumenici, Pahomie al II-lea, Teolipt al II-lea, Ieremia al II-lea, care vedeau un domnitor, un sprijinitor al ortodoxiei. Pierderea pentru a doua oară a domniei în primele luni ale anului 1591 l-a împins la un gest neîntâlnit în familia basarabilor, trecerea la islam. Mihnea devenea Mehmed Bey, primind în martie 1591 sanjacatul de Nicopol. Trecerea la altă credință este certificată de pietrele tombale de la Bucovăț, ale jupâneselor Dobra și Hrisafina, ce au răposat în zilele lui Mihnea Vodă Turcul. Ajungând la miezul studiului, legătura lui Mihnea Turcitul cu mândra biserică domnească a Târgoviștei nu a fost considerată în istoriografie una directă. Voievodul intercala celor două domnii ale sale, Petru Cercel, avea să ridice într-un timp scurt această bijuterie a arhitecturii medievale muntene. Cu ajutorul Pisaniei, așezată în 1698 în Pronaos, deasupra ușii spre pridvor, putem data lăcașul în timpul domniei fiului lui Pătrașcu cel Bun. Radu Greceanu, cronicarul lui Constantin Brâncoveanu, domnitorul care pornise ampla operă de refacere a lăcașului, confirmă data existentă în Pisania, adăugând faptul că înainte a fost zugrăvită, dar fiindcă se învechise și se stricase zugrăveala, măria sa a pus de isnoavă de o auzugrăvit. Prezența lui Mihnea Turcitul este legată din unghiul nostru de vedere de unul dintre aspectele controversate ale Bisericii Domnești, pictura, mai exact datarea primului strat de frescă în secolul al XVI-lea. El a fost identificat cu prilejul restaurării desfășurată în anii 1961-1962 sub coordonarea arhitectului Rodica Mânciulescu, când s-a procedat la extragerea unor părți din fresca brâncovenească, evidențiind stratul inițial. Cu toate acestea, analizele ulterioare nu au reușit o determinare exactă a perioadei realizării sale. Pe baza informațiilor păstrate, s-a constatat că avem 5 pictări, repictări, pe porțiunea ale ansamblului. Prima vizibilă în diaconicon ridică probleme de ordin cronologic, fiind încadrabilă într-un segment lung de timp, între domniile lui Petru Cercel și Mihnea al III-lea, 1658-1659. A doua intervenție din epoca brâncovenească este certificată de inscripția din 1698, amplasată deasupra ușii intrării în Pronaos, unde sunt trecuți zugravi, Constantin Ioan Ioachim Stan, și completată de iscălitura meșterului Constantinos pe lama sabiei Sfântului Nestor, situată în Naos. A treia refacere apare legată de cutremurul din anul 1748, când s-a surpat turnul și amvonul. Înscrisul se păstrează fragmentar deasupra zonei de acces în Naos și ne dezvăluie că lucrarea a fost pornită pe cheltuiala domnitorului Grigore II Ghica, atunci când, citez, s-a zugrăvit, după cum se vede, de peste tot. A patra intervenție din 1785, reliefată de o pisanie bilingvă, română-chirilică și greacă,
plasată în pridvor, precizează degradarea bolții și a unor părți din altar, înregistrând refacerea efectuată de un anume popa Ioan Zugravă. Pe stâlpul dinspre altar, în partea de nord, avem zgrafitiul lui Dumitrache Zugrav, de unde aflăm că pictura se drege la 7 iulie 1796, în vremea domniei lui Alexandru Moruzi, iar ultima restaurare a picturii o găsim sub forma unei mențiuni, mai jos de Pisania Brâncovenească, unde se arată lucrarea din anul 1881 a lui Pană Hagi Avram. Plasarea intervenției în frescă în a doua domnie a lui Mihnea poate avea legătură cu analiza tabloului votiv, realizarea artistică deosebită a zugravului Constantinos, situat în pronaos pe peretele dinspre pridvor, unde sunt redați numai puțin de 9 voievozi munteni. Aflați în panouri separate de ușa de intrare, îi avem reprezentați privind dinspre naos, de la stânga spre dreapta, pe Matei Basarab, Neagoie Basarab, alături de Constantin Brâncoveanu și Petru Cercel, în calitate de ctitor, ținând chivotul. În al doilea panou îi regăsim pe Mihai Viteazu, Radu Șerban, Constantin Șerban, Șerban Cantacuzino și Mihnea Voievod, asupra căruia ne vom apleca în această schemă mai puțin obișnuită. Dispunerea domnitorilor a condus la demonstrații îmbietoare apărute în istoriografie. Avem în vedere temeiul înrudirii dezvoltat în cele mai multe studii de specialitate, dar și idei insolite ce propun refacerea întregului lăcaș de cult și adăugarea picturii în timpul domniei lui Matei Basarab, fapt care explică reprezentarea sa în panoul din stânga, alături de hotărârea de a fi îngropat aici. Sondajele arheologice sunt și ele văzute dintr-un anumit unghi, neacceptat de majoritatea specialiștilor, în sensul că groapa peste care este ridicată biserica domnească ar fi în realitate un segment al șanțului ridicat de Sinan Pașa la 1595. Absența lui Matei Basarab din Pisania Brâncovenească este explicată prin prisma faptului că ea a fost redactată după tragicul sfârșit al domnitorului, între anii 1714-1716, chiar de către Vornicul Târgoviște, cronicarul Radu Popescu. S-a produs astfel o amalgamare a cunoștințelor despre cele două biserici domnești, ajungându-se la situația ca Pisania să păstreze numele ctitorului de la biserica veche și pe acela al ultimului restaurator, fără a mai aminti de celălalt ctitor, Matei Basarab. De asemenea, se mai adaugă și ipoteza că domnitorii pot fi văzuți din tabloul votiv, pot fi văzuți din perspectiva luptei anti-otomane, eliminând implicit ideea schemei genealogice. Toate vin în antiteză cu pomelnicul fără dată, cel mai probabil de la sfârșitul domniei lui Șerban Cantacuzino, copiat pe un manuscris aflat în păstrare la Biblioteca Academiei Române. Pomelnicul este semnalat prima dată de către doamna Tereza Sinigalia, fără continuarea demonstrației, fără mențiunea că prima idee formulată în istoriografie aparține lui Nicolae Iorga. Din citirea acestui pomelnic am avea următoarea înșiruire de domnitor și doamne. Eu Pătru Voievod, eu Neagoie Voievod, eu Matei Voievod, Elena Doamna, Constantin Voievod, Bălașa Doamna, Șerban Voievod, Mihai Voievod, Șerban Cantacuzino Voievod și ultimul Mihnea Voievod. Nicolae Iorga, în intuiția sa extraordinară, văzând un alt pomelnic din Biserica Domnească, situat în proscomidiar, de la 1710, azi dispărut, unde sunt redați domnitorii ce au făcut danii mitropoliei din București, formula, fără să aibă știință despre pomelnicul din 1688, următoarea concluzie despre tabloul votiv. Acești domni vor fi făcut danii bisericii și găsindu-i în pomelnic, Brâncoveanu a pus să li se zugrăvească chipurile. Întorcându-ne la demonstrație, trebuie subliniat că Mihnea Voievod, așa cum apare în tabloul votiv, fără altă precizare, a condus la mai multe intervenții în literatura de specialitate. Încă de la început, Nicolae Iorga sugera că ar fi vorba de Mihnea Turcitul, pornind de la ideea că pictura s-a început sub Petru Cercel și a continuat în mod firesc sub urmașul său la tron. Domnitorii care îi poartă numele au beneficiat și ei de atenția cuvenită, încercând să se justifice sau din contră să se elimine ideea prezenței lor în fresca din interiorul lăcașului. Fiul
lui Mihnea Turcitu, Radu Mihnea, a fost văzut pe baza numeroaselor hrisoave acordate bisericilor și mănăstirilor din preajma Târgoviștei, drept cel mai îndreptățit să se afle printre voievozii din tabloul votiv. Sub numele Mihnea, în anii 70 ai secolului trecut, trei istorici târgovișteni au văzut o inscripție ștearsă unde apărea apelativul cel mare, comparat cu un paragraf de la Miron Costin, unde lui Radu Mihnea este adăugat acest atribut. În momentul de față, inscripția nu este identificabilă, ceea ce ridică anumite suspiciuni privind existența sa, mai ales că la momentul respectiv nu s-a încercat surprinderea cu ajutorul aparatului fotografic sau măcar realizarea unei schițe. Mergând pe aceeași linie, posibilul său fiu Mihnea al III-lea este cel care a convocat la Târgoviște, în fulgerătoarea domnie, un sinod patriarhal, iar corespondența acestuia cu patriarhul Constantinopolului, Partenie al IV-lea, a fost deja amplu analizată în istoriografie. Îmbogățirea bisericii domnești cu frescă în acest context religios trebuie și ea luată în seamă, mai ales că în condițiile date, uciderea marelui vornic Preda Brâncoveanu, bunicul domnitorului Constantin Brâncoveanu, constituie aparent singurul element privind eliminarea sa din tabloul votiv. În ceea ce privește plasarea lui Mihnea, să spunem Turcitul, la sfârșitul seriei de voievozi, reliefează contribuția sa minoră. Pornind de la această constatare, este posibil ca în timpul său să fi fost începută sau definitivată fresca, dar gestul său de a trece la islam nu a fost uitat, ci dimpotrivă condamnat peste secole atât de Șerban Cantacuzino în Pomelnic, cât și de Constantin Brâncoveanu prin distribuirea lăturalnică în cadrul textului, respectiv a tabloului votiv. La această logică putem adăuga faptul că înșiruirea de voievozi din al doilea panou, spre deosebire de primul, respectă ordinea cronologică a urcării pe tron și așezarea lui Mihnea voievod la final, indiferent la care dintre cei trei facem referire, trebuie să aibă în spate o motivație. Astfel îi avem pe Mihai Viteazul, 1593-1600, Radu Șerban, 1601-1602, 1610-1611, Constantin Șerban, 1654-1658, 1660, Șerban Cantacuzino, 1678-1688. Iar de cealaltă parte, pe Mihnea Turcitul, 1577-1583, respectiv 1585-1591, Radu Mihnea, 1601-1602, 1611-1616, 1620-1623 și Mihnea al III-lea, 1658-1659. Reținem din analiza tabloului votiv și lipsa asocierii numelui Basara pentru enigmaticul Mihnea, alături de Mihai Viteazu și Petru Cercel, în condițiile în care domnitorii ce provin din Craiovei și Cantacuzin respectă, primesc întărirea originii dinastice. Cele nouă portrete privind dinspre Naos de la stânga la dreapta sunt însoțite de următoarele însemnări. Io Matei Basara Voievod, Io Neagoie Basara Voievod, Io Constantin Basara Brâncoveanul Voievod, Io Pătru Voievod, Io Mihai Voievod cel Viteaz, Io Șerban Basara Voievod, Io Constantin Voievod Sin Șerban Voievod, Io Șerban Cantacuzino Basara Voievod, Io Mihnea Voievod. Avem și o excepție, după cum se poate observa din această lectură, cazul domnitorului Constantin Șerban, de la care lipsește filiația dinastică. Legătura sa cu ramura boierilor craiovești, prin tatăl său Radu Șerban, este reliefată documentar, în sensul că în majoritatea actelor acesta își afirmă descendența din Neagoie Basara prin formula nepotul răposatului Io Basara voievod cel bătrân. Doamna Elina, fiica legitimă a lui Radu Șerban, căsătorită cu postelnicul Constantin Cantacuzino, avea să recunoască descendența lui Constantin Șerban, rezultat din legătura părintelui său cu o posadnică. Un ultim aspect ce merită adus în discuție este terminația unei coroane princiare, cu fleurone ascuțiți, situată tot în Pronaos și indică prezența unui domnitor, poate chiar donatorul picturii, văzut fără argumente clare de către o parte a istoriografiei de Mihai Viteazu. Întreaga construcție pornește de la trimiterea zugravului Mina, cel care împodobise Bucovățul pentru a cumpăra culori la Veneția, o acțiune care îmbrăca și o aură diplomatică.
Ideea picturii definitivate sub oblăduirea lui Mihai Viteazu a fost susținută printre alții și de către arhitectul Cristian Moisescu, care o identifică pe peretele sudic al pronaosului în zona tronului arhieresc și pe unele părți din absida altarului. Sub acest strat de pictură, arhitectul observa existența unui decor din perioada domniei lui Petru cel Cel. Ipoteza intră în contradicție cu obiceiul medieval care spune că biserica nu se picta imediat ce zidurile fusese ridicate și construcția acoperită, ci se aștepta un interval de cel puțin două veri pentru ca zidăria la roșu să se usuce. Timpul a fost însă dușmanul lui Petru cel Cel, despre care știm că în săptămâna patimilor anului 1585 era nevoit să ia drumul Transilvaniei. Revenind, dimensiunea coroanei sugerează prezența unui personaj redat în totalitatea chenarului, poate chiar așezat pe tron. Ea conține și un detaliu care apare în pictura murală din a doua jumătate a veacului al XVI-lea, îngerul încoronator. Modelul bizantin era cunoscut din secolul al XIV-lea și a pătruns în țara românească pe filiera atonită sau sârbească. Exemple importante găsim în spațiul muntean. Ne vom opri la Bolnița Cozii, unde îngerii îi încoronează pe Radu Paisie și fiul său Marcu, la Snagov, unde avem pe Mircea Ciobanu și doamna Chiajna, și la Bucovăț, unde îl întâlnim pe Alexandru II Mircea. Merită amintit că argumentația este reluată recent de către Marian Coman, fără a se utiliza și exemplul din Biserica Domnească. La Târgoviște, pictura păstrată deasupra coroanei impresionează prin fineța detaliului și confirmă diferențele stilistice față de cea a lui Constantinos, prezentă în întregul registru. De ce a fost înlăturată, mai ales că după rămășițele părții superioare nu părea să cunoască o degradare reală, rămâne un mister ce își așteaptă deslegarea. Știm că Târgoviște a fost vizitată în cursul secolului al XVII-lea de mai mulți călători străini, iar în apropierea momentului refacerii brâncovenești avem relatările lui Paul de Alep, care studiază cu atenție curtea și biserica domnească. Lipsa mărturiilor despre decorul mural par a reliefa starea bună în care se găsea, mai ales că Paul de Alep nu se sfiește să descrie pictura din mitropolia Târgoviștei sau cea înfăptuită recent sub oblăduirea marelui postelnic Constantin Cantacuzino de la mănăstirea Margineni. Astfel ne putem gândi că reprezentarea voievodală intră în contradicție cu tabloul votiv gândit de Constantin Brâncoveanu în Pronaos, la fel cum eliminarea sa poate avea legătură cu donatorul picturii inițiale, ce nu se afla pe placul domnitorului care pornea opera iconografică. De ce nu am crede astfel că în reprezentarea șteargsă se afla tocmai Mihnea Turcitu, domnitorul care apelase la un gest asemănător, ordonând eliminarea din fresca Bucovățului a chipului vărului său, Vlad al lui Miloș? Dispunem așadar de o argumentație ce solidifică ipoteza conform căreia rivalitatea dintre cei doi domnitori, înregistrată în cronici și documente, se putea transpune și în contribuția lui Mihnea la înfrumusețarea cu fresca a bisericii înălțate de Petru cel Cel. Un domn blajin, așa cum îl descria negustorul raguzan Pascal de Marini Poli pe Mihnea, titular unor lăcașe de cult precum mănăstirea Tutana II din Argeș sau Aninoasa din zona Buzăului, putea să își lase amprenta asupra celei mai importante biserici de curte din Valahia de la finele secolului al XVI-lea. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumim și noi, v-ați înscris perfect în timpul alocat. Din păcate, iarăși nu mai avem minute la dispoziție pentru comentarii, eventual una scurtă, cel mult, vă rog, dacă ține neapărat cineva să vă interpeleze. Nu. Bun. În cazul acesta o să mergem mai departe cu o comunicare susținută de Liviu Marius Ilie, Domnia și Cancelaria. Danie și cronologie în perioada Paștilor în țara românească din secolul al XVIII-lea. Dar mai sunt 7 minute în care pot discuta. Următoarea comunicare era 12:30. Eu am întrebat, nu s-a anunțat nimeni. Revin, dacă cineva dorește. E ciudat că atunci când conferențiarul își consumă el însuși tot timpul, ar fi întrebări.
Iar atunci când conferențiarul face economie la expunerea sa și lasă și celorlalți câteva minute, atunci nu se înscrie nimeni. Depinde și de caracterul comunicării, cu siguranță. Dacă există specialiștii pot să aibă un cuvânt indiferent de caracterul lucrării. Bine, ăla... Da, doamna Sechele, aveți o întrebare? Da, eu voiam să-l întreb pe domnul profesor Cârciumaru dacă socotește că asta este o formă de damnatio memoriae. Cred că da. Avem două argumente foarte clare. Mai întâi avem pomelnicul. Este foarte adevărat că el nu poate fi datat cu exactitate, dar cel mai probabil și doamna Sinigalia și ceilalți specialiști l-au datat în 1688, unde Mihnea apare la fel la sfârșitul acestei serii de voievozi și de asemenea avem reprezentarea lui Constantinos, tabloul votiv, unde la fel Mihnea apare lăturalnic în această schemă. Deci, cred că ăsta este răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Da, este foarte interesant, pentru că știți, în Moldova avem o situație similară cu celălalt domn care a trecut la islamism, Iliaș, fiul lui Petru Rareș, care de asemenea a fost îndepărtat, numele a fost îndepărtat din pisania Bisericii Episcopale de la Roman și de asemenea chipul i-a fost înnegrit în tabloul votiv din Biserica Mănăstirii Probota. Mi se pare extrem de interesant, interesant această paralelă și poate că o veți face într-un fel sau altul, fie și într-o notă, în varianta tipărită a studiului sigur, dumneavoastră. Sigur. Pentru că exprimă exact sigur, aceeași cu mentalitate. Cu siguranță, aveți dreptate. Da. Vă mulțumesc și vă felicit pentru această descoperire. Mulțumesc și eu. Bun, iată că până la urmă numai stimulentele ne lipsesc ca să și comentăm și să participăm la discuție. Mai există cineva care dorește să intervină? Atunci dați-mi voie a doua oară să îi dau cuvântul domnului Ilie. Vă mulțumesc! Descriind domnia lui Vlad Țepeș, autorul etopisețiului cantacuzinesc menționa un eveniment ce avea în centrul său pe domnul Muntean și locuitorii Târgoviștei. Când au fost în ziua Paștilor, fiind toți orășanii la ospețe, iar cei tineri la hore, așa fără veaste, pretoți au cuprins. Deci câți au fost oameni mari, bătrâni, pretoți au înțepat de a ocolit cu ei tot târgul, iar câți au fost tineri cu nevestele și cu fete mari, așa cum au fost împodobiți în ziua Paștilor, pretoți au dus la o poenare de a lucra la cetate până s-au spart toate hainele. După ei și-au rămas toți dezvăcuți în pieile goale. Pentru aceea i-au scos numele Țepeluși. Pentru autorul cronicii, datarea riguroasă nu pare să fi fost o miză în cazul lui Vlad Țepeș. Dacă în alte locuri din letopiseț, ce fac referire la secolele 14-15, autorul folosește formule precum când au fost cursul anilor de la Adam, în cazul domniei lui Vladislav al II-lea, sau când era văleatul, în cazul domniei lui Mircea cel Bătrân, pentru evenimentele din timpul lui Vlad Țepeș, nu cronologia riguroasă pare a fi importantă. Cronicarul este mai degrabă interesat de exemplaritatea faptelor, iar nu de modul în care acestea s-au derulat cronologic. Mesajul transmis pare a fi următorul. Aceasta a făcut Vlad Țepeș în ziua Paștilor, anul desfășurării evenimentelor, fiind mai puțin important. De altfel, într-una din variantele bisețului cantacuzinesc, formula este aceasta. Într-o zi de Paști. Se poate observa că dacă expresiile când au fost cursul anilor de la Adam sau când era văleatul, introduc un timp linear ce numără anii de la facerea lumii,
sau de la creația lui Adam, expresia când au fost ziua Paștilor introduce un timp ciclic, repetitiv, care are în centrul său marea sărbătoare a creștinătății. Celor expuse în fragmentul de mai sus li se poate reproșa pe bună dreptate faptul că autorul letopisețului cantacuzinesc a scris mult mai târziu decât derularea propriu-zisă a evenimentelor, iar ecourile din secolul al XVII-lea trebuie să fi fost nuanțate, dacă nu chiar distorsionate, de elemente bine cunoscute celui care se apleacă asupra izvoarelor narrative, traducerea sau copierea succesivă a manuscriselor, fragilitatea oralității în păstrarea faptului istoric îndepărtat în timp, subiectivismul celui care a scris textul, etc. Tocmai de aceea, în cele ce urmează, voi încerca să analizez câteva documente contemporane ieșite din Cancelaria Domnilor Munteni, din secolul al XV-lea, documente ce au ajuns la noi într-o măsură copleșitoare în original. Voi încerca să discut un element cronologic nu foarte mult cercetat și care se găsește în actele slavonești din Țara Românească a acelui veac, datarea prin sărbătoarea religioasă. Măsurarea timpului în Evul Mediu pare să fi stat sub semnul gândurilor Sfântului Augustin. Ce este deci timpul? Dacă nimeni nu-mi pune această întrebare, atunci știu ce este timpul. Dar dacă aș vrea să-l lămuresc pe cel ce întreabă, nu mai știu. Variațiile de măsurare și datare pot explica măcar în parte neputința și nedumerirea de mai sus. Într-o încercare de sinteză a timpului medieval, Jacques Le Goff observa că, citez, timpul creștin nu este unificat. El combină trei tipuri de timp. Primul este timpul circular al liturgiei, articulat pe ritmul anotimpurilor. Al doilea este un timp linear, cel al istoriei, al timpului istoric creat de Dumnezeu. În sfârșit, a treia caracteristică a timpului creștin este aceea de a fi un tip sacru și orientat. El se îndreaptă către o împlinire, un sfârșit marcat prin judecata de apoi. Închei citatul. Cu riscul de a aplica forțat un model occidental în spațiu românesc, nu pot să nu observ că timpul tripartit descris de marele medievist francez, timpul circular sau liturgic, timpul linear, respectiv timpul orientat căruia i-aș adăuga adjectivul teleologic, se regăsește în Țara Românească în secolul al XV-lea. Timpul linear este cel al datării documentelor slavonești de cancelarie, care sunt așezate pe o axă, ce are în capătul din stânga sa facerea lumii sau creația lui Adam. Timpul teleologic curge spre cel de-al doilea capăt al axei și se va topi în judecata de apoi. Sfârșitul lumii în cazul de față anul 7001, îngrijorându-l profund pe domnul muntean Vlad Călugăru, cel care, așa cum îi spune și numele, își trăise tinerețea într-o mănăstire. În sfârșit, timpul circular sau liturgic îl găsim fragmentar în cărți de cult ce au circulat în spațiu muntenesc, având împărțirea clasică în triod, penticostar și octoih. În același timp circular, intră și timpul datării prin sărbătoarea creștină, care în Țara Românească a secolului al XV-lea făcea referire cu o singură excepție explicabilă la perioada Paștelui. Dacă împărțirea în triod, penticostar și octoih trădează un timp al bisericii, timpul Paștelui, care este mereu legat de danii domnești către mănăstiri, poate fi privit ca un timp al domniei și al bisericii deopotrivă. O observație se impune odată în plus. Analiza mea va face referire la documentele muntenești scrise în slavonă, pentru că în privința celor latinești, așa cum observase Ioan Bogdan cu mai bine de un secol în urmă, era folosită într-o manieră covârșitoare datarea prin sărbătoarea religioasă. Formula perioada Paștelui, pe care am folosit-o încă din titlu, face referire la două intervale de timp ce preced și respectiv succed sărbătoarea Învierii. Este vorba de postul Paștelui și săptămâna luminată.
Analizând documentele țării românești din secolul al XV-lea, cele două perioade apar recurent, în mod direct sau indirect. Astfel, postul Paștelui apare pentru prima dată într-un document al lui Mircea cel Bătrân pentru Cozia, emis la 28 martie 1415, în care scribul cancelariei nota: am scris când a venit eu Mircea voievod la mănăstire la Cozia, în postul mare. Același interval de timp, găsindu-se în două acte ale lui Radu cel Mare din 1497, unul scris în postul mare în lunea mare, iar celălalt în postul mare în miercurea mare. În secolul al XV-lea muntenesc, lungimea postului mare era cea binecunoscută, așa cum aflăm dintr-o pascalie copiată în Țara Românească. În anul 7001, citesc, postul mare are 6 săptămâni și 6 zile. Același manuscris păstrat la Biblioteca Academiei Române ne arată un calcul riguros al datei Paștelui și al perioadei de post ce îl precede. Lăsatul secului februarie 10, fasca evreiască aprilie 4, joi, iar Paștele lui Hristos aprilie 7. Tot din perioada postului cel mare datează un document al unui Dan voievod ce a domnit în deceniul al III-lea, o danie pentru Tismana ce avea mențiunea: coica logofăt am scris la Argiș în Duminica Floriilor. La rândul său, Vlad Țepeș dădea un sac mănăstirii Cozia în anul 1457, documentul fiind scris în Sfânta și Marea Sâmbătă, aprilie 16. Săptămâna luminată, interval de timp ce urma sărbătorii învierii, nu este menționată în mod direct, însă extremitățile sale cronologice apar în actele domnilor țării românești din secolul al XV-lea. Un document din anul 1480, dat de Basarab cel Tânăr, țepeluș mănăstirii Tismana, era scris la 3 aprilie în lunea luminată. În anul 1500, Radu cel Mare dădea mănăstirii Ostrov un act domnesc redactat în luna aprilie, 26 de zile, în Duminica Tomii. Tot la Duminica Tomii face referire și o traducere românească, de altfel singurul din documentele analizate ce nu s-a păstrat în original slavon, după un document al lui Vlad Dracu ce avea următoarea mențiune: eu, Coica Logofet, am scris această carte în luna lui aprilie 23 de zile, nede upo Paștea, duminică după Paști. Nu pot să nu observ că, deși documentul a ajuns la noi într-o traducere românească, a fost păstrată formula slavonă cu referire la cronologia pascală. Singurul document muntenesc din secolul al XV-lea, care folosește datarea cu sărbătoarea religioasă, dar nu este din perioada Paștelui, a fost emis de Vlad Călugăru în anul 1486 pentru mănăstirea Glavacioc, el fiind scris în luna aprilie 23, în ziua Sfântului Gheorghe. Deși pomenirea Sfântului Gheorghe este adeseori asimilată perioadei pascale, situația a fost diferită în anul 1486, an în care Paștele a căzut pe 26 martie. Explicația ar putea fi căutată în importanța acestui sfânt în lumea Ortodoxiei, pascalia din anul 7001, amintindu-l alături de câteva alte mari sărbători: Buna Vestire, Sfinții 40 de Mucenici, Sfântul Petru. Un prim fapt demn de remarcat după prezentarea propriu-zisă a documentelor ar fi că datarea cu sărbătoarea dublează datarea cu ziua și luna. În cadrul Commonwealth-ului bizantin, mențiunea zilei și a lunii este o constantă cronologică în actele emise de suveranii bizantinoslavi. Din actele prezentate mai sus, doar cel emis de Dan Voievod nu are ziua și luna, singura referință cronologică fiind Duminica Floriilor, motiv pentru care datarea sa și identificarea domnului emitent
au constituit și încă mai constituie o problemă. Un alt document asupra căruia trebuie insistat este cel emis de Radu cel Mare pentru mănăstirea Govora în anul 1497. Printre elementele de datare se regăsesc luna martie 23 de zile în Miercurea Mare. În anul 1497 însă, Miercurea Mare a căzut pe 22 martie, iar nu pe 23, așa cum notase scribul Cancelariei Muntenești, astfel că editorii de RH au îndreptat ziua și luna după sărbătoarea religioasă, optând pentru ziua de 22. Întrebarea care se naște din această controversă, ivită dintr-o greșeală de scriere, este următoarea. Care era considerat elementul cronologic principal și care secundar între zi și lună pe de o parte, respectiv sărbătoare religioasă pe altă parte? Criteriul cantitativ ne-ar îndreptăți să credem că ziua și luna ar trebui să fie luate în seamă, având în vedere folosirea lor uzuală în comparație cu sărbătoarea religioasă. Totuși, editorii de RH au înclinat către sărbătoarea religioasă, probabil ținând cont de contextul redactării actului domnesc în Săptămâna Mare. Deși un răspuns tranșant nu poate fi dat, o comparație ar putea fi utilă. Este vorba de un alt raport între elementul cronologic principal și elementul cronologic secundar, de data aceasta cu referire la Leat și Indiction. Astfel, Ion Ionașcu nu era de acord cu datarea unor documente muntenești din secolul al XV-lea propuse de Damian P. Bogdan. Și o să citez. Prezența indictionului printre elementele cronologice secundare ale documentelor este foarte utilă pentru verificarea unor datări când actele nu se mai păstrează în original. Dar ar fi greșit să se exagereze valoarea indictionului până acolo încât să se nesocotească elementul cronologic principal în datare, Veleat sau Milesi, când avem în față acte originale. Închei citatul. Afirmația lui Ion Ionașcu păcătuia prin a considera a priori Leatul ca element cronologic principal, iar indictionul ca element cronologic secundar. O sumară privire asupra actelor Țării Românești la începuturile cancelariei sale ne arată că până în timpul domniei lui Mihail I, Leatul și indictionul au coexistat ca elemente de datare, prima mențiune a Leatului fără indiction datând din 18 martie 1419. Mai mult decât atât, dania boierului Aldea pentru mănăstirea Cutlumâns păstra doar ziua și luna, 21 noiembrie, și indictionul 7, nunță și leatul, documentul părând puternic influențat de actele bizantine de tip Chrysogulo în Sigilion. Deși anul de la facerea lumii s-a impus ulterior în fața indictionului în datarea actelor muntenești, e foarte greu de acceptat afirmația că la începuturile cancelarii Țării Românești, leatul era elementul principal, iar indictionul secundar. Pornind de la această sinuoasă relație, leat-indiction, rămâne încă fără răspuns întrebarea. Putea considera un om al Cancelariei Muntenești că sărbătoarea religioasă era mai importantă decât practica constantă a datării cu ziua și luna într-un document domnesc pe care îl scria în Săptămâna Mare a anului 1497? Existența unor documente latinești trimise de domnul Munten către Brașov în secolul al XV-lea, documente în care datarea pe baza sărbătorii religioase era folosită constant, ar putea explica apariția actelor din perioada Paștelui în Cancelaria Slavonească a Țării Românești, o cancelarie ale cărei modele bizantino-slave trimit către o cronologie bazată pe zi și lună. Nu în ultimul rând, trebuie observat că toate documentele analizate mai sus și care au ajuns la noi în original sunt adresate mai multor mănăstiri din țara românească,
Cozia, Tismana, Glavacioc, Govora, Ostrov și uneia de la Muntele Athos, Dohiar. Ținând cont de perioada în care au fost emise daniile domnilor munteni, postul mare și săptămâna luminată, nu este exclusă o rațiune pioasă în alegerea momentului, cu atât mai mult cu cât perioada Paștelui este amintită ca atare de cei care au redactat documentele domnești. Timpul domniei și al bisericii, care se regăsea în aceste documente emise în perioada pascală, se întâlnea astfel cu încercările Cancelariei Țării Românești de a-și data cât mai bine actele, explicarea în detaliu a elementelor cronologice rămânând o chestiune deschisă. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc și eu și în numele tuturor. Vă rog frumos să interveniți cu întrebări, comentarii. Mai avem la îndemână un timp relativ generos. Da? Așteptați din nou stimulente și din partea domnului Gorovei, cumva. Da, vă rog, interveniți. Domnul Păduraru, da? Domnul Păduraru, da? Ați ridicat mâna, domnul Păduraru, da? Dar nu vă auzim. Nu-l auzim pe domnul Păduraru care vrea să intervină. Da? Aveți microfonul închis, domnul Păduraru. Da? Nu se aude. Da. Ale tehnicii. Subtilități. Da? Da, doamna Secheli. Da, până când își reface domnul Păduraru conexiunea, aș vrea să-l felicit pe domnul Ilie pentru această intervenție și să-l asigur că pentru oamenii vremii aceleia sărbătoarea religioasă era cu adevărat mai importantă decât sărbătoarea, datarea cu dată și zi. Deci pot să vă dau câteva exemple, dacă veți avea nevoie, de asemenea datări de acte din Moldova, care pot fi verificate și din alte surse și din care se vede că, într-adevăr, datarea corectă era cea cu sărbătoarea și datarea cu dată și lună era eronată. Mi se pare firesc pentru că, așa cum ați explicat citându-l pe Jacques Le Goff, concepția pe care oamenii aceia o aveau asupra timpului era cu totul diferită de concepția noastră asupra timpului. Așa încât vă îndemn să mergeți pe drumul acesta, e sigur, așa, și ce mi se pare interesant e faptul că aveți cam aceiași destinatari pentru aceste documente. Deci întotdeauna sunt mănăstirile care beneficiază de aceste acte datate în funcție de Paști. Poate că și asta are o semnificație. Oricum, gândindu-mă la ce știm noi, apropo de acte moldovenești, nu mi-au răsărit în minte foarte multe datate în funcție de Paști, de ciclu pascal. Ar fi de văzut în paralel, pentru că dacă în țara românească ele sunt mai frecvente sau într-o etapă constatați că sunt într-un număr mai mare, atunci mă întreb dacă nu a devenit pentru un moment o practică a cancelariei. Nu știu. Sau este un obicei al unui diac. Și asta trebuie văzut. Dar dacă nu, atunci înseamnă că, într-adevăr, în documentele care erau destinate mănăstirilor,
se ținea seamă mai ales de sărbătoarea religioasă când aceste documente fusese emise. Încă o dată felicitări și îndemnul de a continua cercetarea în această direcție. Vă mulțumesc. Dacă pot, o singură intervenție. Vă mulțumesc. Rezerva mea legată de sărbătoare versus zi luna a fost, exact cum spuneam, tocmai maniera cantitativă. Avem documente datate cu sărbătoarea 9 sau 10, dintr-un total de aproximativ 300. Deci, cantitativ, cele care se datează cu zi și lună sunt mult mai multe decât cele care se datează cu sărbătoare. Pe de altă parte, citatul acela din Ion Ionașcu încerca să sublinieze exact faptul pe care spuneați dumneavoastră, că oamenii gândeau altfel timpul. Ion Ionașcu venea cu ideea anului, leatu sau anul de la facerea lumii, raportat la indicțion, așa cum gândeau în perioada de început a cancelariei în țara românească. Într-adevăr, documentele, în cea mai mare măsură, originalele toate sunt adresate către mănăstiri. Singură copia românească este adresată către un personaj laic, dar originalele slavonești care au ajuns în noi sunt în totalitate adresate mănăstirilor. Vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Am putut să-l recuperăm pe domnul Păduraru. Nu. Dacă mai are cineva vreun comentariu. Da, dacă îmi dați voie. Da, vă rog. Da, vreau să-l felicit și eu pe domnul Liviu Ilie pentru această expunere, pentru această investigație detectivistică. Pentru Moldova lucrurile sunt cele mai simple, cel mai faimos caz în care se confruntă ziua de sărbătoare cu cea calendaristică e cea incendiului de la Putna. Incendiul de la Putna. Când exact. Acolo spune că e în Miercurea Mare, de ce au căutat unii și alții să scoată această mențiune, acest eveniment, mențiunea acestui eveniment, în afara perioadei respective? Asta este foarte clar. De altminteri, în istoriografia franceză s-a făcut o asemenea cercetare și s-a văzut după, cum se cheamă, depozițiile făcute în diverse procese, când trebuiau să spună oamenii evului mediu când s-a întâmplat cu tare lucru, când i s-a născut copilul, când a fost violată cu tare. Niciodată oamenii aceia nu dădeau luna, ziua și anul. Ca și țăranii noștri care datau nașterea copiilor pe la jumătatea postului, înainte de Sfânta Maria Mare, după Sfânta Maria Mică. Asta este timpul trăit. Avem mențiune de indicțion într-un document, cred că de la Iuga Vodă, din 1399, datat în ziua Sfântului Mucenic Ștefan, cel de la 28 noiembrie, și după părerea mea a fost folosit indicțiunul pentru că, contrar obiceiului cancelarii Moldovei, diacul a folosit acolo începutul anului de la 1 septembrie. Ori Moldova a folosit în primele două veacuri de existență începutul anului de la 1 ianuarie. Și atunci, ca să atragă atenția asupra acestui fapt, a pus și indicționul ca element de control. Dar eu cred că indicționul era o chestie a lumii, ca să zic așa, savante, a cunoscătorilor. Cu siguranță. Foarte puțin. Așa că ceva corect era în remarca lui Ionașcu. Pisarii puteau să fie și, ca și în cazul săpătorilor de pietre, oameni mai puțin instruiți în cronologie bizantină. Dar și cum și aceste observații pe care le-ați adus, cred că trebuie să ne deschidă ochii asupra izvoarelor atunci când dau datări.
Și nu uitați, adăugăm și asta, foarte frumosul exemplu din scrisoarea lui Ștefan cel Mare către principii europeni despre bătălia de la Vaslui, care s-a dat în 10 ianuarie, dar el spune pe la Bobotează. Deci că era 2-3 zile înainte, că era 2-3 zile după Bobotează, Bobotează era elementul central, punctul de referință. Mulțumesc! Și vă mulțumesc! Știu cazul din Moldova, într-una dintre note este menționat articolul dumneavoastră din analele... Domnule președinte, nu vă auziți! Ați apăsat pe un buton pe ceva și ați întrerupt microfonul. Îmi pare rău, iarăși sunt probleme. Da. Mă auziți acum? Eu, da, dar slab. Slab? Mult de atâta, nu știu ce să fac. Așa, dar, e bine. E bine? Da. Înseamnă că nu de la mine a fost. Ok. Da, de la rețea, Da, bun. Vă mulțumesc. Spuneam, vreau să mai intervin dacă se poate. Mulțumiri domnului profesor Gorovei pentru intervenție, pentru aprecieri. Spuneam că știu discuția legată de Moldova, știu articolul, cred că ultimul este al dumneavoastră din analele Putnei asupra datării acelui fragment de cronică. Aș reveni un pic la chestiunea legată de indicțion și m-aș uita un pic în cancelariile vecine. În Imperiul Bizantin, indicționul este folosit exclusiv în documentele care tipologia este Chrysobulon Sigillion. E adevărat că în Chrysobulon Logos este și anul de la facerea lumii, dar în Chrysobulon Sigillion este exclusiv indicționul. Din cancelaria bulgară s-a păstrat, știți că s-au păstrat foarte puține documente, peste tot indicționul dublează leatul, acolo unde ne apare leat, iar în cancelaria sârbească sau a zonei sârbești, să zicem, unde sunt mult mai multe documente, din nou, indicționul este o prezență constantă. Asta nu înseamnă neapărat că în țara românească, cancelaria muntenească luat în totalitate exemplele bizantine, bulgare sau sârbești, dar mă gândeam că poate e utilă o comparație. Oricum, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Și eu vă mulțumesc pentru comentarii și precizări. Cred că putem să pășim mai departe, nu-i așa? Domnule președinte, dacă au rămas câteva minuțele până la următoarea comunicare, îmi îngăduiți să revin puțin la comunicarea domnului Cârciumaru, pentru că mai aveam o întrebare. Dacă sunt momente generoase, atunci vă rog să vă integrați în aceste momente. Mulțumesc! În tot cazul, să fiți atent că pierdeți sonorul, nu se aude tot timpul ce spuneți. Nu umblu la aparat, că deja mă îngrozește, că ar putea să se modifice ceva. Da. Da, în sfârșit. Bun, să revin la întrebarea mea. Ea se leagă de ceea ce spusese mai devreme și anume de martelarea numelui lui Idiaș din inscripția de la Roman și de negrirea chipului în portretul de la Probota. Au fost istorici care au pus acest lucru pe seama episcopului Macarie, cel care îi schițează un portret foarte întunecat lui Idiaș în letopisețul său. Și voiam să vă întreb, ați simțit cumva și pentru țara românească prezența, intervenția, influența unei fețe bisericești în acest proces? Nu. În tot ceea ce am studiat, nu am întâlnit așa ceva. Da. În Moldova este un caz fericit pentru că avem cronica episcopului și știm care era părerea lui despre Idiaș. Și atunci concluzia a venit de la sine, de vreme ce el era împotriva lui Iliaș, evident că i-a martelat numele din Pisania de la Roman, acolo unde și avea el scaunul.
Și apoi, bineînțeles, a urmat și intervenția de la Probota. Și asta voiam să știu dacă puteți controla ceva similar și pentru Țara Românească. Deci nu aveți nu, așa nu. Ceva. Bun, vă mulțumesc. Gata, atâta. Suntem ok, mai avem ceva de... Cum am spus, ar fi poate că dacă ne rămâne timp să mai discutăm, și eu aș fi revenit la anumite lucruri din comunicarea colegilor de la Târgoviște. La sfârșit, nu, dacă nu discutăm, înțelegem toată lumea că pierdem foarte mult din ideea de comunicare, de schimb, de opinie constructivă cu adevărat pentru toată lumea. Bun, mergem mai departe. Îl invit pe colegul și prietenul Ovidiu Cristea să ne comunice despre... Bine, titlul este... Rocambolesc. Este specific pentru felul în care își intitulează comunicările. Bun, la Curtea Măriei sale, Țara Românească a secolului 15-16, de la modelul ideal la realitățile timpului. Da, cu mare atenție. Vă auzim. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să apelăm pe cuvenitele mulțumiri adresate organizatorilor pentru acest colocul și mai ales pentru tema propusă, care mi se pare una extrem de importantă, să declar de la bun început propria nemulțumire față de ceea ce voi prezenta, cât spre deosebire de ceea ce am ascultat în toată această dimineață. Sunt convins și voi asculta și în sesiunea de după amiază. Textul meu este mai degrabă o prezentare de generalitate decât un lucru foarte aplicat pe baza unor studii. Atunci când am făcut scritul, aveam niște idei în minte pe care nu le-am alungat încă, dar care mai au nevoie de o cercetare foarte serioasă înainte de a putea prezenta un rezultat. Ovidiu, o chestiune simplă, centrează-te puțin în fața așa și cred că ar trebui să iei un pic mai mare distanță ca să nu te auzim cu hârieli. Încearcă acum, da? Da. Mersi. Nu știu dacă e mai bine acum. E mai bine sau? Este mai bine acum. Este mai bine. Da. Aseară la test mi se spunea că nu mă aud, deci încerc să găsesc cea mai bună soluție. Bun. Revenind la comunicare, aș pornit de la o carte celebră a lui Norbert Elias din Societatea Recute, prin care, nu e nevoie să intru foarte mult în detaliu, era analizat modul în care nobilimea medievală, a cărei existență a fost în permanență supusă violenței tămânilor sângeloase, s-a transformat într-un proces îndelungat, progresiv, într-o sumă de curteni supusă unui rege. Sociologul german a văzut în această transformare un proces al monopolului executat în stat asupra fenomenului violenței. Pentru Elias, folosirea acestei violențe era în cazul nobililor medievali un mijloc de luptă indispensabil cu civilii și afirmării a proprii localități războinice, în timp ce în cazul nobilimii de curte, violența ar fi fost pur și simplu exclusă, mijloacele de competiție rafinându-se și sublimându-se. Dependența fiecărui nobil de deținătorul monopolului puterii ar fi impusă o etichetă strictă și un autocontrol riguros a manifestărilor emoționale, ajungându-se la o domesticire, aș spune așa. Pentru țările române în general și pentru Țara Românească, care face obiectul paginilor de față, în special, o astfel de construcție teoretică care să stabilească o conexiune între putere, comportament, emoții, nu există, în parte și pentru că documentația de care dispunem este sensibil diferită cantitativ și calitativ, totodată și pentru că datele problemei au fost sensibil diferite. Cel puțin din a doua jumătate a secolului al XVI-lea, dacă nu chiar mai devreme pentru Țara Românească, rețelele de putere configurate în jurul curții domnești sunt suprapuse, dacă nu chiar modelate de la Istanbul,
Iar figurile care constituiau în veacurile 14-15 actorii principale curții domnești sunt concurate în veacul al XVI-lea de elemente balcano-levantine din ce în ce mai numeroase. Și în ciuda unor cercetări importante făcute în ultimii 25 de ani a relațiilor dintre această nobilime venită de la sud, aristocrație venită de la sud din Orișii, elementele boierii autohtone, cred că încă mai avem de aflat destul de multe lucruri privind raporturile dintre ele. Această analiză este cu atât mai necesară cu cât uneori s-au emis păreri foarte tranșante în legătură cu raporturile dintre boierina autohtonă și boierina balcano-levantină. De exemplu, s-a văzut în schimbarea componenței statului domnesc în preajma războaiei anti-otomane din 1994, adică Vitazu, un rezultat al neîncrederii domnului în grec, în primele de vigoare, când la fel devine această măsură, poate fi văzută ca o încercare de protejare a acestora. Mulți dintre acești oameni veniți de la sud de Dunăre și care au făcut parte din divanul lui Mihai în 1593 și cea mai mare parte în 1594, sprijiniseră în încercarea de a dobândi tronul și nu este lipsit de interes să spun că mulți erau chiar legați familial de Istanbul, iar menținerea în sfat ar fi putut fi un pericol grav la adresa familiilor din capitala otomană. Aș da un singur caz puțin cunoscut, spectaculos, din păcate nu știm foarte multe detalii, un descendent al familiei de Vizinian din Cipru, care a fost capitan al Mihai Vitazu și care la un moment dat a părăsit serviciul pentru că nu ar fi avut, nu ar fi fost mulțumit de rolul său, dar pentru că familia sa era la Istanbul și a fost nevoie de, se pare, o întreagă aventură pe care nu o cunoaștem pentru a o elibera. Știm că finalul a fost fericit dintr-un act în care regele Stani, Filip al doilea, îi acorda o pensie acestui descendent al unei familii regale iuliste. Revenind la subiectul în discuție, putem vedea că o bună parte a încrederii relațiilor de putere care se conturează în jurul curții domnești depășește hotarele țării românești. Ar trebui să ne întrebăm dacă în relația existentă, măcar din secolul al XVI-lea, dintre curtea sultanului și curtea domnească, nu se interpun măcar și pentru o perioadă de timp limitată alte personaje, și mă refer în primul rând la beii de margine, din corespondența cu Brașovul și cu Sibiul, pare că Alin Caloglu a jucat un rol foarte important ca factor de putere în relațiile țării românești cu sultanul. După cum indicarea mai multor demnitari otomani în acțiunile antepolonei ale Moldovei din timpul lui Ștefan cel Mare, mă refer la Mesit Pașa, care colaborarea a fost studiată foarte atent în ultima vreme de Liviu Filar și de Marco Cembrus Baribei, a trebuit să ne n-ar conduce pe o aceeași concluzie. Sigur că acești bei ar fi putut acționa pe baza unei porunci sultanale, dar cred că o analiză mai atentă a raporturilor dintre domnie și chiar boierile cu acești bei de margine ne-ar oferi niște rezultate interesante. La problema existenței unei puteri suverane, pentru unii cercetători chiar suverane, sunt voci care spun că cele două principii poate au fost provincii ale Imperiului Otoman din secolul al XVI-lea, dar există o serie de limitări care îngreunează analiza subiectului. Una dintre ele a fost subliniată cu multă vreme în urmă de Nicolae Stoicescu, care sublinia ambiguitatea surselor în privința curții și a statului domnesc, dar și desemnarea cu același termen a spațiului catare și a suitei domnului, ceea ce în limba engleză există și în limba engleză, zice că este în altă limbă, chiar dacă limbile respective au și alte variante pentru un termen sau un altul. Pentru suită există sigur household, m-am referit la limba engleză, în limba română, în limba documentelor medievale, o asemenea distinție este câteodată greu de făcut. Stoicescu, Nicolae Stoicescu sublinia că divanul și curtea sunt două noțiuni distincte, am dat un citat, însă ar trebui să ne întrebăm dacă totuși așa distincte cum au fost, cele două instituții nu interacționau și dacă interacționau, atunci care erau mecanismul, care erau etapele prin care această interacțiune se producea.
La problemele terminologice aș adăuga ceea ce aș defini de o imagine parțială. Am învățat astăzi din prezentările arheologilor că extrem de importante în înțelegerea funcționării unui cult sunt aceste mărturii arheologice. Ori ceea ce arheologii se străduiesc să scoată la lumină și care tot nu numai la clădirile propriu-zise, ci și la numeroasele obiecte rezultate din prosăpătura, istoricii de regulă cam ignoră, deși aceste obiecte au modelat existența înaintașilor noștri, tot așa cum diverse obiecte ne modelează existența noastră. Mă refer, ca să dau doar un exemplu, la calculator, care iată câte probleme produce atunci când încercăm să ne reunim la un colegiu online. Iarăși un aspect pe care l-am ignorat multă vreme, dar asupra căruia mi s-a atras atenția vreme din urmă, este rolul muzicii, de exemplu, în definirea, în funcționarea curții domnești și în definirea ecuației putere în cadrul mediul românesc. O teză recentă a domnului Eduard Rusu, care este prezent, a făcut să înțeleg că este vorba de un domeniu extrem de important și că atunci când încercăm să desfășurăm mecanismele puterilor globale, ar trebui să luăm în calcul, chiar dacă nu suntem specialiști în domeniul muzical, și această componentă muzicală. Pentru a evita această imagine parțială de care vorbeam, ar trebui să încercăm, chiar și în condițiile în care analizăm un singur aspect, să avem în vedere întregul, iar dacă vorbim despre viața de curte, să încercăm să înțelegem felul în care se asamblează diversele părți ale mecanismului. Construcția propriu-zisă, deci curtea domnească, cu toate anexele ei, ceremoniile care au loc la curte, vestimentele și însemnele puterii, eventual relicvele păstrate la curte, icoanele sau portretele existente, și aici dau un exemplu bine cunoscut al colonului care spune că la curtea Țării Românești ar fi văzut un portret cu corana lui Ștefan cel Mare. De asemenea, să încercăm să desușim cam câte persoane își duc viața la curtea domnească. Aici cercetări pentru spațiul occidental au pus în evidență discrepanța între mărturiile iconografice care sugerează o masă foarte mare de oameni și multe mărturii ale unor călători străini sau ale unor de diverse naturi care sugerează mai degrabă un număr redus de persoane. Pentru a da un exemplu de astfel de imagine parțială, aș putea în discuție analiza ceremoniilor, deși cercetările întreprinse în acest domeniu, în historiografia noastră, au dus în mod consistent la revigorarea istoriei politice. Din acțiuni pe care le pot înțelege, și nu critic pe nimeni pentru că și eu am păcătuit în exemplul acesta, s-a ajuns la o abordare incompletă, o înțelegere incompletă a vieții de curte. Chiar și cele mai fine analize de acest scala au insistat foarte rar asupra lucrurilor de desfășurare, asupra celor care cunoștem astfel de ceremonii, asupra celor care participă sau a felului în care au fost receptați. Se vorbește despre ceremonii, ca despre o punere în scenă, ca despre o reprezentație, fără a se acorda prea mare atenție scenei, scenografiei și publicului. Aceste elemente au importanța lor în mesajul transmis, în eficacitatea unei ceremonii. Aș adăuga la aceste probleme o imagine destul de statică asupra curții domnești, lucrarea clasică a lui Nicolae Stoicescu, extrem de utilă și de abundentă în detalii în privința dregătorilor și curtenilor, mi se pare însă lipsită de suflet, dacă vreți, de duh, de interacțiunea inevitabilă dintre domn și supusul săi, dar și dintre diversele categorii de dregătări, cușpași, dregători, factori importanți ai jocurilor de putere. Foarte atent la unor documente de cancelarie întreprinse în ultima vreme, arată cât de multe necunoscute există în spatele unui aparent banal act de Danius. Pentru a nu rezuma prost ideile altor colegi, am să vă expun pe scurt cazul a două documente emise în timpul lui Radu Șerban, Fabie cea a Buzeștilor, și în care același eveniment, bătălia de la Zeșani, este redată cu totul diferit. Din motive pe care încercam să le explic într-un text cum ar fi publicat, au ținut de strategiile din interiorul unei familii și din raportul pe care familia respectivă le-a avut cu domnul în funcție.
Pe lângă această neînsuflețire de care vorbeam a lucrării lui Nicolae Stoicescu, o altă problemă constă în faptul că mărturii referitoare la țara românească au fost folosite și pentru Moldova și invers, care afirma în fel că între cele două principate nu ar putea exista elemente comune. Cred că astfel de utilizare interchangeabilă este riscantă și că se impune mereu o foarte atentă contextualizare a surselor. O altă problemă constă în faptul că multe dintre mărturiile invocate de istoricul amintit sunt destul de târziu. Este greu de știut în ce măsură concluziile ce se pot desprinde din acestea sunt valabile și pentru epoca anterioară. Dacă arheologii au spus astăzi etapele de construcție a unor curți de la Suceava, de la București și de la Târgoviște, este greu să cred că din punctul de vedere al ceremonialului de curte, al vieții de curte, nu s-a schimbat nimic, să spunem, între Mircea cel Bătrân și Radu Cervantă, care l-am amintit mai devreme. Drept comparație, specialiștii istoriei bizantine vorbesc de o schimbare fundamentală care a survenit în secolul al XI-lea, am privit astăzi și în cirurgul curții. Aceste schimbări ar fi afectat această instituție la toate nivelurile și ar fi afectat fiecare aspect. În perioada macedoneană, deținerea unei funcții importante nu avea nicio legătură cu noblețea singurului, în timp ce sub comneni, această situație s-a schimbat radical, funcțiile importante fiind deținute de membrii aristocrației, de multe ori de rude ale împăratului. Drept urmare, concluzia ce se poate distinge este că în perioada macedoneană, curtenii erau mult mai dependenți de persoana basileului, în timp ce sub comneni, deținătorii funcțiilor au mai mare libertate de mișcare. Nu știu în ce măsură astfel de transformare se poate percepe și la nivelul curții domnești a țării românești, dar întrebarea ar trebui tot expusă. Una dintre concluziile cărțiului Marian Coman, Putere și Teritoriu, este că dominația otomană a modelat situația din principatul muntan, reconfigurând raporturile de putere între domni și voieri. Dacă o astfel de concluzie ar fi valabilă în începutul cu secolul al XIII-lea, putem oare presupune că în schimb curtea domnească ar continua să funcționeze neschimbat și nemodificat față de drepturile anterioare? Este o întrebare la care trebuie răspunsul este mai degrabă negativ și ar fi necesar să surprindem când și ce se schimbă în funcționarea și în modul în care se derulează viața. Aș adăuga încă un aspect asupra căruia cred că studiile viitoare ar trebui să insiste. Ar fi de știu dacă contactul cu alte curți regale, sultanale sau ale unor personaje cu un statut ierarhic apropiat, voievodul Transilvaniei, apoi principele Transilvaniei, pașalele otomane de care am vorbit, etc., au avut un efect, au produs modificări în organizarea și viața curților domnești. Analiza întreprinsă recent de colegul maghiar Gabor Karman pentru schimburile dintre curtea lui Gabor Bethlen și Pașa la Zăbuna ar sugera un transfer reciproc cu armonizarea limbajului și practicilor diplomatice, fie și pentru o scurtă perioadă de timp. În sfârșit, o altă problemă de surse, legată de surse este că acestea sunt rare clare, foarte detaliate și predispuse unei singure interpretări. Izvoarele narrative, mai ales, pot presupune mai multe niveluri de lecturi. Atunci când le interpretăm, ar trebui să ne punem întrebarea dacă am reușit să surprindem corect mesajul curții. Recent, într-o comunicare la Craiova, am adus în discuție felul în care comunicarul Burbun Jean de Vazna a relatat istoria țării românești în timpul Vlad de la curs. În pofida importanței acordată de cronică principatului muntan, gesturile cuvinte la cuvinte boierilor munteni par să reflecte mai degrabă valorile cronicarului Burgund și ale nobililor de la curtea lui Filip cel Bun, decât să ilustreze ceea ce s-a petrecut în principatul muntean. Ar fi vorba de o realitate construită pornind de la propriile valori ale cronicarului, iar decretarea corectă ar trebui să țină seama de mesajul general al textului, de contextul în care a fost redactat, și nu în ultimul rând de faptul că este vorba de o abordare post-factum a evenimentelor povestite. Din acest motiv, în ciuda cruciadei de la, în istoria cruciadei de la Varna, în versiunea lui Data, încălcarea nou încheiatei păci de la Seghet este considerată de comunitarul un spărjur care a determinat sfârșitul cruciadei, în timp ce decizia lui Vlad Dracul de a nu se alătura expediției cruciadei este aprobată de comunitar, chiar dacă este vorba de păstrarea unui cuvânt dat unui monarh suveran neprezintă. Am insistat asupra acestui izvor și pentru că cele două texte pe care le-am avut în minte atunci când am făcut studiul comunicării, învățăturile lui Neagoe Basarab, respectiv viața Sfântului Nicol, proiectează la rândul lor un model ideal, detaliu care pare să fi fost ignorat de unii exegeți. Pentru învățături s-a acceptat ideea că scopul urmărit a fost de a consolida principiul instituției domniei prin preluarea unui model imperial bizantin.
Tocmai raportarea la acest model ilustru pune problema relației între ideal și realitățile concrete ale țării românești. Un răspuns ar părea să vină din lucrarea complementară, Viața Sfântului Nifon, păstrată de multe ori în același manuscris din învățături. Viața Sfântului Nifon, care ar oferi o ilustrare a mecanismului domnului între domniile lui Radu cel Mare și Neagoe Basra. Însă și în acest caz, raportul dintre modelul ideal construit față de Gabriel Protul și faptele istorice rămâne a fi rezolvat. Chiar dacă unii exegeți au sesizat existența unei minge în elaborarea textului, de exemplu, s-a observat de mult că hagiografia este foarte favorabilă crăvuților, acești exegeți nu au părut să fi fost preocupați de consecințele pe care perspectiva amintită le-a putut avea asupra scrierii. De asemenea, de multe ori, accentul analizelor a fost deplasat din viața Sfântului din istoria Sfântului Domnului, fără să ține cont că rostul hagiografiei nu a fost reconstituirea veritică a istoriei principatului Muntean în primele direcțiuni ale datului acestei specie, și să oferă argumente în privința vieții exemplare și a științenii administraționale și în raportare la care se confruntă toate modelele și antimodelele hagiografiei. Din acest motiv, nu subțiu concluzii exprimate de Jean Zanchirescu, care considera că viața Sfântului este mai mult un pretext pentru împătrișarea realităților istorice ale țării românești. Din potrivă, cred că faptele expuse trebuie interpretate ținând cont de grila de lectură propusă de autorul izolului hagiografiei. Dincolo de relația realitate model ideal, atât învățăturile cât și viața Sfântului Nifon au suscitat nesfârșite dezbateri, n-am să intru acum în ele, totul este controversat de la autor, la limba în care au fost redactată și la apropierea de versiunea originală, cât de apropiată este această versiune românească, mulți consideră că este mult mai apropiată de original și lipsa originalului nu prea avem pusă pe noastră de concluzie tranșantă. Ambele scrieri acordă un rol important în discursii sale. În cazul învățăturilor este vorba chiar de lucrări în jurul căruia se articulează textul, fiindcă în viața Sfântului Nifon, domnul Comunitar și discursii săi sunt personaje esențiale în raportul care este construit Consfântul Nifon Sfânt. Acesta la rândul său va proiecta sfințenia sa asupra unui grup și direcția, ceea ce din perspectiva hagiografului va asigura în cele din urmă triunful grupului respectiv. Această relație dintre Divin și Curtea Domnească se pare importantă și poate fi considerată drept ecoul unui model bizantin în care Curtea Imperială este strâns conectată cu Curtea Celestă. Și pentru țara românească și pentru Moldova sunt câteva analize care au încercat să surprindă această relație între realitatea terestră și cea divină, în coronarea domnilor de către îngeri amintită și de rogul domnul Radu Cărțumaru mai devreme, este unul dintre aceste aspecte. Nu cred că mă pot hazarda întrucât e un domeniu pentru mine cu totul prea puțin cunoscut, dacă nu zic cu totul necunoscut. Ar fi necesar să întrebăm dacă și în cazul curților domnei se poate vorbi deci de un model celest, asemenea căruia bizantină, în raportul care se organizează și Curtea Domnească, și totodată dacă se poate vorbi de o relație specială între Curtea Terestră și Curtea lui Dumnezeu. În cazul special al vieții lui Sfântului Nifon, răspunsul cred că este unul afirmativ, Sfântul jucând un rol de intercesor între cele două lumi și permițând totodată contactul direct între ele. Viziunea miraculoasă a lui Neagoe, prin care trupul lui Radu cel Mare este vindecat, apoi visul prin care Sfântul Nifon îi invită protejatului său Neagoe Basra, că unul dintre boierii munteni este neîncrezător în capacitățile Sfântului. Sunt câteva elemente prin care observăm că asemenea oglinzii lui Ellis, cele două lumi interacționează și intervin una în derulada celuilalt. Prin invocarea unui model ideal și al încercării de a organiza țara românească după modelul Sfântului, textul vieții construiește un model, Neagoe și Curtea sa, în opoziție cu un antimodel, domnii precedenți și oamenii lor. Cazul extrem este cel al lui Mihnea cel Rău, a cărei principală acțiune se derulează într-un loc ascuns, tainic, și de aici, iarăși am insistat o altă ocazie asupra ambiguității tainei ca mecanism al puterii domnești. Pare să fie un lucru bun în învățături, dar multe alte surse narrative plăcează asupra modului tainic de a ține o imagine mai degrabă negativă. La asemenea lui Mica cel Rău, cazuri antimodele sunt Chelarul cel Mare și Vlad cel Tânăr, iar această imagine întunecată este exacerbată prin concentrarea excesivă, aș spune, în jurul boierului Bogdan, iar
nominalizarea acestei este cu atât mai interesantă cu cât alte personaje care joacă un rol cheie în construcția hagiografiei, de exemplu copilul care aude cu totul cu care devine acel rău sau boierul care se îndrește de sfințenia lui Nikon, rămân cu totul anonim. Cred că această întrepătrundere din Curtea Terestră și chiar divină este sugerată și de învățăturile lui Nagoe Basarab, a căror structură conturează portretul unui suveran ideal, un sau lui Dumnezeu, care are ca model de urmat pe Constantin cel Mare, și nu este deloc întâmplător că lucrarea începe cu poveste pentru Marele Constantin Împărat, remarcându-se pe bună dreptate asemănarea dintre activitatea spiritualistă a împăratului și cea lui Nagoe Basarab după urcarea pe fund, așa cum este împărticată de viața Sfântului Mic. Este sugestiv că fragmentele dedicate de învățături și studii fanelor cultului lui Dumnezeu sunt urmate de capitole dedicate alegerii îngregătorilor, ospețelor și soliilor, potrivit învățăturilor, curtea pare să aibă deci un rol decisiv în alegerea solului ca mesajului tangibil și tot învățăturile sugerează că solii la acestui și întâmplă în unele cazuri. În realitate există mulți cuții tainice între un domn și un an. Și iarăși un exemplu foarte interesant pentru ambivalența sa, nobilul Polonul Vionetski, care în 1995 vine la curtea lui Mihai Viteazu, este întâmplat inițial de întreaga curte, sunt schimbate mesaje protocolare, dar discuția propriu-zisă are loc în timpul nopții, după ce un om de încredere al domnului a duce la palatul domnesc. Pe lângă soliile care sunt analizate în detaliu în lucrarea atribuită domnului Imperiei Românești, și celelalte aspecte păstrate în această lucrare, rămasă din păcate doar într-o versiune fragmentară, cred că au primit în vremea din urmă de subtiri semnificative. Ospețele, de exemplu, au făcut obiectul unor analize pentru perioada lui Ștefan cel Mare, domnul Ștefan Dorobin, pentru perioada lui Ștefan cel Tână, doamna Maria Magdalena Seti. Mi-aș permite să adaug la acest dosar o piesă foarte interesantă care se calculează unui comentar din secolul XVII. Și în care este vorba de un ospăț din timpul lui Mihai Viteazu. Îi mulțumesc domnului Marian Toman, care mi-a semnalat acest lucru, care mi l-a pus în ședință din orășită la distanță. Sau citire la diversiuni în limba română a textului. În luna martie anului 1596, marii boieri valași, cei pe care ducele i-au pusese ca sferic, au pus la cale o trădare sa, anume ca prin rândul mijlocul născut ales, să-l predea în mâinile turcilor. Capitan a mers la început atât de bine, încât de haine pe unul nimic, a fost primit de oamenii săi la minunatul creștină, în timpul căruia s-a terminat din cu asupra de măsură. Bucatele fusese chiar și spuse de temese, însă, în sfârșitul nu a părut să se năpustească cu oamenii săi, și de acest motiv, boierii îngrijorați, ieșind de mai multe ori afară, se jeleau și repetau aceste cuvinte. Acum este moment. Un oarecare din rândurile slujitorilor principiului, auzind acestea și văzând agitația, cuprins de bănuială, l-a solicitat prin tractul domnul său ca părăsindu-i pe tot, și în care se face reclagă, deoarece se temea că la mijloc se ascundea o trădare. Și n-am să citesc la gasul până la început din acele timp, și agitează scapă și reușește apoi să pedepsească atât pe turcii care se apropiau de rândurile slujitorilor, cât și pe boierii trădători. Am mai fi de discutat, dar am să renunț prin acțiuni de timp la partea despre război. Am să spun că un lucru foarte interesant, dacă comparăm viața Sfântului Nikon, în care Neagoie părăsește de două ori țara și învățături, este tocmai îndemnul pe care domnul adresează fiului de a nu-și părăsi țara, chiar dacă circunstanțele nu sunt favorabile. Aici face o analogie cu cucul care depune ouăle în alte cuiburi. Iar ca o concluzie cu totul parțial, aș spune că atunci când vorbim despre viața de curte, ar trebui să fim conștienți că avem de asamblat piesele unui uriaș puzzle și că de multe ori nu toate piesele pe care le avem la dispoziție aparțin aceleași compoziții. Cum s-a mai spus deja la una dintre discuțiile precedente, fiecare nivel trebuie analizat în sine, toate anumite concluzii care se urmă pot fi valorificate în încercarea de care compune un tablou de ansamblu. Vă mulțumesc pentru atenție. Sper că nu am depășit timp. Nu, e absolut perfect. Rămân câteva minute. Eu am problema mea cu timpul, se datorează și
discordanțe dintre timpul computerului și timpul telefonului, care amândouă sunt lângă mine, dar niciuna nu reflectă o oră similară. Bun, vă rog să formulați observații sau întrebări la domnul Cristian. Eu aș spune un singur lucru, că ceea ce pentru mine a fost mereu o observație ca ardelean vis-a-vis de ce se întâmplă în istoriografia de peste munți este absența gravă a modelelor regilor catolici pentru comparația cu principii noștri. Pentru că din această parte, dinspre vest, aceste principate transcarpatice au luat mult mai multe lucruri decât suntem înclinați a crede că s-au întâmplat. E bine, comparațiile ar trebui orientate mai mult către aceste direcții. Și în legătură cu ceremonialul de curte, și în legătură cu muzica, și în legătură cu costumațiile și toate obiectele uzuale n-au venit din Bizanț, au venit dinspre vest, în special, în proporție probabil de peste 80%, până când turcii au reușit să schimbe această proporționalitate. Și cu aceste obiecte au adus nu numai folosințe, ci și alte obiceiuri în zona de peste Carpați. Astea cred că au fost foarte mult neglijate pentru că am refuzat să ne uităm cu destul atenție, că le-am socotit dușmănoase, catolice și așa mai departe. E destul să ne imaginăm că toată lumea mânca la curțile princiare cu cuțite de import din Stiria sau din sudul din Austria. Sau se luminau toate sfeșnicile cele mai bune sau cadrele. Încerc, scuze. Poftim? Cineva a intervenit? Un tehnician. Bun. Deci, sunt multe chestii care vin din Occident împreună cu uzanțele acelor lucruri. Și normal că lumea s-a adaptat la ele. Pentru că asta a fost, nu? În sfârșit, nu vreau să monopolizez comentariile, dacă mai dorește. Sunt tot de acord cu ceea ce ați spus. Nu am absolut nicio obiecție. Problema esențială este că, și tocmai asta am zis, în general, să referim la ce se întâmplă prin secolul ce face. Când deja prepar să fie diferit. Nu știu în ce măsură ceea ce a existat în secolul 14, în secolul 15, nu s-a alterat, schimbat, modificat. Pentru perioada de mai târziu, moda crâncească stânea mari suspiciuni la poartă și atunci mă întreb dacă nu cumva o bună parte din viața de curte a lui Mircea cel Bătrân, a lui Vlad Dracu, poate și Vlad Țepeșu, a fost așa, ștearsă cu buretele și s-a așternut. Adică este o revizantinizare, dacă vreți, care spune o părerea mea se petrece. Pe linie fanariu. Se petrece când se curușește. Și în afară de asta, intră orientalismul adus de turci, orientalism care are fundamente arabe foarte puternice și care modifică echilibrele civilizației din zona noastră. Odată pentru că a căzut Ungaria și s-au rupt relațiile directe și facile cu centrul european, au fost mult mai subțiri, dar și Principatul Transilvaniei începe să sufere influențe orientale în secolul XVI. Și datorită reformei se întâmplă aceste modificări și datorită terminării evului mediu. Da? Și intrăm în perioada premodernă. De-aia ar trebui să acceptăm mai deschiși ideea asta că în secolul XVI intrăm totuși în perioada premodernă, lăsăm evul mediu deoparte. Bun. Mai dorește cineva? Da? Nu? Da. Da?
o mână ridicată. Stella Cheptea, nu mă văd, da. Așa, Stella Cheptea, și vreau să vă spun că aveți dreptate. Eu mereu am spus că primele veacuri de istorie medievală în Moldova se leagă de Europa Centrală, Europa Centrală. Descoperirile făcute la Baia, la Hârlău, la Iași, toate vorbesc de această zonă de influență. Până la în 1538, când totul se transformă în Moldova, adică se leagă de Imperiul Otoman, dar intervin și influențe din Transilvania după ce Buda a fost transformat în pașalâc. Influențele din Transilvania vin foarte, foarte bine în această perioadă, adică după transformarea. Atunci Transilvania suferă un șoc în sensul că mulți din grofii din Ungaria se întorc în Transilvania cumpărând pământul și făcând acele castele, da, care nouă nu ne plac, așa, nu-mi plac ca arhitectură, nu ca altceva, doamne, așa, dar ele există și ne influențează odată direct din Imperiu, dar și din Transilvania. Eu voi veni cu un document extraordinar pentru această, pentru prima perioadă, când, da, cu un document foarte bun care se află în Transilvania. Așa, și care ne influențează. Avem două biserici romanice în Moldova, una la Baia și una la Hârlău. Așa încât rămâne de văzut în ce măsură în secolul XIV este romanic, dar în sfârșit, mă rog, mai un romanic târziu. Nu am spus eu, primul articol foarte bun făcut de Rada Teodoru există. Eu am găsit ulterior, bineînțeles, la Hârlău acea apsidă de biserică și acele pietre care se află în pământ, doamna, sigur. Cheptea, așa. Dar și altele. Mulți care au uitat cronologia generală a stilurilor arhitectonice. Mă rog, da. Eu n-am uitat. Eu n-am uitat. Bine, nu vorbesc de clasic. Ele sunt influențe care vin mai târziu în Moldova. Așa. Ei, și astea influențează chiar viața de curte. Dacă în Imperiul Bizantin era un fast mai mare, în Moldova, curtea, prima curte și majoritatea înclină să, în afară de Suceava, să dateze din timpul lui Alexandru cel Bun, dar eu cred că este și mai timpuriu, adică din timpul lui Petru, aceste curți care susțin organizarea statului, pentru că altfel nu se putea. Adică orice decizie politică trebuie să se afle în real, în construcțiile respective. Doamna, curțile toate sunt porți standardele civilizației locale, da? Și ele sunt legate cu exact aceleași chestii similare din vecinătățile noastre. N-au fost niște lucruri exotice, insularizate și mai departe. Clar. Bun. Mulțumesc. Am cam depășit un pic timpul. Dacă totuși mai dorește cineva să... Nu mai. Da. Nu? Nu mai? Doamna... Domnule președinte, comunicarea domnului Cristea se termina cu tot cu discuții la ora 13:30. Da, știu, îmi pare rău. Ne îndepărtăm cu discuțiile de subiectele care sunt abordate aici. Comunicarea domnului Cristea a privit cu totul alte lucruri. Da, e de fapt un complex de influențe și de... Da, bun, am înțeles. Deci atunci să-l opresc pe domnul Eduard Rusu să mai spună ceva. Vă rog să vă gândiți că mai avem încă 8 comunicări după amiază. Da, după ce ne hrănim și ne mai bem o cafea, da? Dacă se termină această ședință. Am înțeles, bineînțeles. Atunci nu-mi rămâne decât să
vă opresc și să vă doresc tuturor poftă bună și să ne revedem la ora 15. Da? Da, la ora 15 sub președinția domnului profesor Cărciumaru. Bine. Poftă bună!